Polițistul francez care l-a omorât pe tânărul de 17 ani de origine algeriană și a cerut scuze familiei victimei, protestatarilor nu le-a păsat. În cea de-a treia noapte de violențe, protestatarii au ars peste 500 de clădiri și 2000 de mașini. Nimic nu le-a scăpat, nici primăriile, secțiile de poliție, școlile sau magazinele. Cei 40.000 de jandarmi trimiși de guvern să mențină ordinea nu au făcut decât să crească violența. Aproape 900 de oameni au fost arestați și peste 300 de polițiști au fost răniți. În Marsilia, demonstrațiile publice au fost interzise. În mai multe orașe de lângă Paris au fost impuse restricții pentru populație, iar ministrul de interne francez le-a cerut prefecților să închidă toate tramvaiele și autobuzele din Franța după ora 9 seara. Violențele au ajuns și în Belgia, unde protestatarii s-au bătut cu poliția pe străzile Bruselului. Motivul a avut același rol ca în Franța. Justiție pentru Nahel, au strigat protestatarii, în semn de solidaritate pentru victima polițiștilor. Manifestația lor n-a durat mult, jandarmii au oprit violențele și cel puțin 10 oameni au fost arestați. În timp ce îi ardea țara, Macron era la Bruxelles la summitul Uniunii Europene, dar s-a întors imediat acasă și a convocat Consiliul de Securitate pentru a doua oară în 3 zile ca să găsească soluții și să acuze. Le contexte que nous vivons, on le voit, est la résultante de groupes parfois organisés, violents et équipés, que nous condamnons, que nous appréhendons et qui seront judiciarisés, mais également de beaucoup de jeunes. Un tiers des interpellés de la dernière nuit sont des jeunes, parfois des très jeunes. C'est la responsabilité des parents de les garder au domicile. La République n'a pas vocation à se substituer à eux. Parce que rien ne peut justifier la violence. Il y aura Macron à Bruxelles. Vezi, doamne, la chestii oficiale, dar s-a dus și la concert la Elton John. Da. Asta nu înseamnă că dacă este acest protest, nu trebuie să își urmeze programul până la urmă. Programul oficial. Da, programul trebuie. Și când au fost protestatarii care s-au supărat pe el pentru că a crescut vârsta de pensionare, la fel. Până la urmă, un președinte trebuie să-și susțină programul. Să nu comparăm programul. Totuși creșterea vârstei de pensionare cu... Așa? Concertul Elton John. Nu, comparăm cu protestele care se produc pe străzile și se întâmplă pe străzile din Paris și nu numai Paris. În urmă, Macron trebuie să-și urmeze cursul lui de președinte. A mers, a făcut o vizită scurtă la Bruxelles, s-a întors, a convocat din nou Consiliul de Urgență, a ținut din nou o ședință, vrea să interzică cumva toate evenimentele care se organizează pe Snapchat, pe platformele de socializare, pe TikTok, pentru că acolo le-a și cerut părinților să aibă grijă de copiilor, pentru că ieri aseară au fost arestați foarte mulți tineri și foarte mulți foarte tineri, a spus Macron astăzi. De asta le spune părinților să aibă grijă de copiilor, să nu-i mai trimită pe străzi, pentru că violența, și într-adevăr violența, nu este soluție la ce s-a întâmplat. La fel cum mi se pare, ceea ce mi-a atras atenția mai devreme, nu mi se pare că este o soluție și nu înțeleg motivul din cauza căruia fostul antrenor al PSG-ului și al echipei Nice a fost astăzi arestat el și fiul lui la ora 8:30 dimineața. Păi nu prea, pentru că vorbim aici despre Christophe Galtier, care în urmă cu 2 ani, în august 2021, într-o discuție prin e-mail-uri, a scris în felul următor: trebuie ținut cont de realitatea orașului și că nu poate avea atâția negri și musulmani în echipă. Vorbim despre echipa Nice. Bun. Acest mail a ieșit la iveală la începutul anului, în aprilie, și acum suntem la finalul lunii iunie, iar el acum a ajuns să dea cu subsemnatul, nu știu dacă o să și rămână în spatele gratilor. Dar nu mi se pare că nici așa nu cred eu că rezolv problema actuală, și anume moartea acestui tânăr de polițiști. De când lumea, cineva trebuie scos... țapi ispășitor și dat exemplu. A fost Christophe Galtier. Acum, dacă l-au dat afară de la PSG, nu mai aveau nevoie de el, sigur. Râdem, dar nu prea. Nu cred că dacă arunci cu noroi într-un om și totuși declarația lui, a spus și el că își cere scuze, dar a greșit și nu prea a greșit. Pentru că acolo vorbea despre stilul orașului. Că nu se pupă ca în echipă să fie atât de mulți și atât de mulți, că poate ar fi bine să fie și alții.
el la asta. Și ce legătură are asta cu culoarea pielii, cu stilul orașului? Da, mă rog. Are legătură cu stilul orașului. Vrem, nu vrem, vedem că în altă zonă, în Asia, în China, chinezii fac mișto de mâncarea albilor. Că mâncăm greșit, că mâncăm stricat, că bine e proastă că și așa. Pietre. Și tot așa, adică miștouri se fac și are legătură una cu alta, vrem, nu vrem, are legătură. Asta n-a fost un mișto. Trebuie să avem libertatea în continuare de a face mișto. Are legătură în sensul că dacă orașul este într-un anumit fel. Până la urmă, uite ce s-a întâmplat și la Madrid, când Vinicius Junior a ajuns ținta rasismului și totuși el face performanță la echipa Real Madrid, nu este un oarecare. Cu toate astea, dacă echipa, sau nu neapărat echipa, că echipa îl acceptă, dacă orașul, dacă spaniolii, dacă englezii nu acceptă o anumită rasă, e o realitate. Da, dar fanii n-au puterea, da, de decizie într-o echipă, pe când antrenorul Christophe Galtier avea puterea de decizie. El era la conducere acolo și dacă ia deciziile în funcție de rasă, de culoarea pielii, atunci e o problemă. E o problemă legală. Una este ar trebui să ținem cont că nu poate pentru că se creează tensiune. Nu! Se știe clar ce a fost acolo, dar nici declarația lui nu mi se pare că a fost una 100% rasistă. Bun. Mai degrabă de protejarea echipei. Nici ce se întâmplă în Franța nu mi se pare motiv suficient să faci așa ceva, da? Să protestezi violent. Incidente din astea în care poliția omoară cetățeni, unor vinovați, altor nevinovați, din păcate vedem în toată lumea. M-am uitat, de exemplu, în Franța, în 2021 au fost 37 de morți rezultate din anumite operațiuni ale poliției, da? 10 dintre ei au fost împușcați mortal de polițiști. Asta înseamnă cam 0,5 morți la 1 milion de locuitori. E clar mult mai puțin decât în Statele Unite, unde ai pe undeva pe la 3,5 morți la milionul de locuitori. În Canada ai 1,5 morți la milionul de locuitori. E mai mult decât în Marea Britanie, de exemplu, unde ai 11 decese anul trecut cauzate de polițiști. Undeva 2 oameni la milionul de britanici. Mult mai puțin decât în Franța, ok. Dar nu e suficient. Sigur că nu trebuie să normalizăm ce se întâmplă în America acum. E foarte bine că francezii protestează încă de la primele incidente, dar nu lasă să se ajungă la cifrele alea oribile din America. Dar de ce nevoia asta de protest violent, de distrugere? Eu nu cred că toți protestatarii ăia apără cauza tânărului împușcat. Sunt acolo ca să-și verse nervii, ca să facă scandal, da? Să dea foc. Cu ce pedepsești tu statul sau poliția franceză că arzi mașinile oamenilor, proprietatea oamenilor și faci pe nebunul pe acolo? Păi chiar Marcela a intrat aseară la noi, la Știu, și a vorbit cu tine și cu Nemo și a spus că nu toți, majoritatea ies cu gânduri pașnice, doar că se infiltrează printre ei și protestatari violenți. Și hai să vorbim cu Marcela, pentru că o avem aici alături de noi, avem noroc cu ea. Marcela, protestul ăsta este mai devastator față de alte proteste, față de altele? Sau îl vedem noi de aici atât de brutal și acolo este de fapt unul... Am văzut, spuneau francezii că le aduc aminte de protestele alea din 2005. Microfonul, te rugăm. Microfonul mi-a furat vocea. Dar, cum spuneam, 2005 este un punct de reper, pentru că în 2005 a fost timp de 3 săptămâni astfel de revolte în periferii, cu mașini arse, cu violențe împotriva poliției. Deci 3 săptămâni. Nu știu spre ce ne îndreptăm acum, s-ar putea să dureze la fel foarte mult. În orice caz, violența este mult mai mare. Asta este ceea ce spune poliția. Deci violența cu care se confruntă ei acum depășește orice s-a putut vedea până acum în afara perioadelor de război. Ceea ce se întâmplă în periferii este
cumva facilitat, și a spus-o și Emmanuel Macron, de rețelele de socializare. Asta e ceea ce există în plus față de ce a fost în 2005. Tinerii se regrupează foarte repede prin rețele de socializare, știu unde să se întâlnească și se constituie echipe de câte 30-50 de persoane. Unii sunt aici doar ca să se ia la harță cu poliția. Ei spun că sediu flic, asta să însemne efectiv să-i omori, să omori polițiști. Alții ies să fure, sunt foarte multe imagini pe Twitter în special, în care vezi că o grămadă de lume a venit, mai ales ăștia tineri care nu prea știu pe ce lume trăiesc, și pleacă de acolo, de la un sac de orez până la biciclete, trotinete, motociclete sau PlayStation. Deci piajele și în afară de faptul că au fost distruse instituții publice, școlile în care chiar ei se duc, centrele sociale unde lucrează poate chiar familiile lor, autobuzele, trenurile cu care părinților pleacă la serviciu, deci niște chestii absolut ilogice. Ceea ce se întâmplă acum, deci manifestația de astăzi și-a schimbat compoziția complet. Nu mai este cea de ieri, de exemplu, de la marșul cămășilor albe. Sunt efectiv foarte mulți tineri, foarte violenți și puși pe spargeri și pe furt. Și se pare că noaptea asta situația va fi mai dificilă chiar decât în noaptea trecută. În orice caz, după cum ați remarcat și voi, s-au luat unele măsuri destul de drastice. Deci jandarmeria va ieși cu blindatele în noaptea asta, deci prim-ministra a acceptat cererea ministrului de interne, deci vor fi blindate pe străzi. Și Macron a promis să crească efectivele, dar sunt... Noaptea trecută au fost 40.000 de polițiști și de jandarmi în stradă și au fost debordați. Deci ceea ce vedem acum este apocaliptic. Mie nu mi s-a mai întâmplat să văd așa ceva și am văzut manifestații în Franța. Deci aici tradiția e, toată lumea se bate cu toată lumea. Deci ceea ce văd acum nu mi s-a întâmplat să mai văd. A devenit periculos. Mulțumim foarte mult, Marcela. Mă uitam pe câteva date și am văzut că în ultimii 3 ani în Paris, vorbesc, rata de criminalitate a crescut și este la un nivel ridicat. Moderată ar însemna 43%, e bine, indicele din Paris acum este la 62%. La fel, frica de a fi insultat e tot la un nivel ridicat, 64%, astea sunt un sondaj. Problema traficanților de droguri, 63%, vandalism și furturi, 68%, să mergi în siguranță în timpul zilei, 64%, și 38% noaptea, deci nu mai ești sigur. Cred că acum au bubuit Paris, aceste... M-am simțit foarte... Când ai fost tu, nu erau nici protestele cu pensiile și n-au fost nici aceste proteste.